Utilizarea în apicultură a antibioticilor cu scopuri profilactice va fi interzisă. Prevederea se conține într-un proiect de lege votat de Parlament în lectură finală, transmite IPN. Apicultorul nu poate depăși 30 de familii de albine în cazul exploatațiilor non-profesionale. La fel se instituie obligația ca durata de timp de la prelevarea probelor până la transportarea lor către laborator să fie de cel mult 72 de ore pentru probele congelate la temperatură de minus 20 de grade Celsius. Potrivit proiectului, deținătorii stupinilor de prăsilă vor prezenta anual registrul centralizator al monitorizării familiilor de albine Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.